În ultima vreme, tot mai mulți cetățeni au ajuns în situația în care nu-și mai pot plăti datoriile, acumulând penalități la plata ratelor bancare, chirii ori taxe și impozite. Acest lucru reiese și din ultimele statistici ale Direcției de Taxe și Impozite, care ne arată că anul acesta 4.000 de persoane fizice din Giurgiu au dosare în curs de executare pentru neplată și datorii uriașe la bugetul local, valoarea acestora ajungând în momentul de față la aproape 20 de miliarde de lei. Doar în această lună, numărul solicitărilor venite din partea asociațiilor de proprietari ori executori judecătorești privind obținerea unor informații despre contribuabilii cu datorii a ajuns la aproape 100 pe zi. În etapa executării silite a oricărui debitor se ajunge în faza executorilor judecătorești, care la rândul lor solicită informații de la organele fiscale cu privire la venituri și la proprietăți, noi fiind cei care suntem în măsură să furnizăm astfel de informații cu privire la patrimoniu. După ce Direcția de Taxe și Impozite furnizează toate informațiile necesare despre contribuabilul datornic, aceștia la rândul lor îndeplinesc procedura de sechestru asigurator sau scoaterea la licitație a bunurilor respective pentru recuperarea sumei datorate. Nu de puține ori, chiar asociațiile de proprietari au solicitat executorilor să scoată la licitație imobile cu datorii. Mai nou avem solicitări din partea creditorilor asociații de proprietari și sau locatari. Avem chiar situații când aceste asociații au cerut imperios executorilor să scoată la licitație, să vândă bunurile debitorilor, locatarilor unde aceștia au datorii. Casele, terenurile, apartamentele care înregistrează astfel de datorii. Sumele sunt impresionante din ce am reușit să vedem în aceste trimiteri, nu pot să vă dau detalii despre ele, dar ca număr este, dacă vreți, un fenomen destul de îngrijorător. Cei care nu au respectat termenul scadent pentru plata taxelor și impozitelor locale până la 30 decembrie, data scadentă, mai au posibilitatea până la sfârșitul acestui an să-și plătească dările către stat. Cei care au datorii mai mari de 1.500 de lei au posibilitatea de a plăti eșalonat în 60 de luni maxim. Doar în acest an s-au recuperat aproape 30 de miliarde de lei, banii venind de la 20 de agenți economici și doar 4 persoane fizice.